Rata șomajului a fost de 4,1% în septembrie 2018, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna precedentă. În ceea ce privește rata șomajului la bărbați, a fost cu 1,5 puncte procentuale mai mare decât la femei. Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani, estimat pentru luna septembrie a anului 2018, s-a ridicat la 370.000, în scădere față de luna precedentă cu 16.000. Pentru persoanele adulte 25-74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 3,3% pentru luna septembrie. Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 de ani reprezintă 75,1% din totalul șomerilor.